La o săptămână de când secretarul general al aparatului președintelui, Andrei Spânu, a anunțat că a fost agresat în fața casei sale de o persoană necunoscută, poliția nu a identificat încă atacatorul. Despre asta a declarat pentru Orizont TV șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, potrivit căruia incidentul a fost surprins de camerele video din apropiere. Poliția a înregistrat cazul în care Andrei Spânu ar fi fost agresat în stradă, dar nu are încă niciun suspect. Cazul a fost înregistrat, se documentează, se întreprind acțiuni în vederea identificării persoanei care cumva se face vinovat de acele acțiuni care apar în imagini video la acea etapă, în acele circunstanțe. În context, șeful IGP a dat asigurări că vor fi întreprinse toate acțiunile de urmărire penală pentru elucidarea tuturor circumstanțelor cazului în care este vizat Andrei Spânu. Noi examinăm aspecte de urmărire penală și în cadrul procesului ofițerul de urmărire penală examinează toate circumstanțele care sunt veridice cazului respectiv. Eu nu pot să spun acum exact care au fost variantele luate în calcul de ofițerul de urmărire penală. Întrebat dacă vor fi sau nu publicate imaginile video care au surprins momentul incidentului, șeful de la IGP ne-a spus că nu poliția decide acest lucru. L-am sunat pe secretarul general al administrației prezidențiale, dar acesta ne-a respins apelul. Spânu nu ne-a răspuns nici la mesajul expediat pentru a ne oferi mai multe detalii despre discuția pe care ar fi avut-o cu atacatorul. Despre acest lucru nu a spus nimic nici șeful IGP. Amintim că acum o săptămână secretarul general al prezidenției, Andrei Spânu, a anunțat pe rețelele de socializare că ar fi fost amenințat într-o manieră agresivă în fața casei sale de o persoană necunoscută și mascată. Imediat după incident, IGP ne-a confirmat că un astfel de caz a fost înregistrat în urma unei plângeri depuse de Spânu și că oamenii legii încearcă să-l identifice pe autorul amenințării, ridicând inclusiv imagini video de la locul faptei. Andrei Spânu a fost membru al guvernului Gavrilița din august 2021 până în februarie 2023. Fostul vicepremier, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a demisionat cu întreg cabinetul Gavrilița, fiind numit ulterior secretar general al administrației prezidențiale, în baza unui decret semnat de președintele Maia Sandu la 13 februarie curent. El a fost șeful echipei care a negociat cu Gazprom contractul de livrare a gazelor în Republica Moldova.